E gata? O clipă și gata. Mașina e afară. Uite cheile. Mi-o aduci între 10 și 11 la restaurantul Odobești. E în regulă. Pentru mâine și poimâine am nevoie de două mașini. Numai pentru câteva ceasuri. Păi de pleacă! Auzi? Nu, nu. Exclus. Are foarte mult de lucru. Și nouă ne pare rău. Bună ziua! Cine era? Profesorul Fântânaru. Da. Și-a cumpărat o Dacia 1300 și vrea să-i rodați. Da, și de ce i-ai spus că n-am timp? Păi... Vrei să te ridici puțin? Dumneavoastră mi-a dat așa indicații, că nu mai merge. Și tot eu am revenit asupra indicației. Nu înțelegi că am nevoie de orice fel de mașini? Fă numărul profesorului. Mă silești să fiu dur. Eu care nu pot să tai un pui. Da? Cu rodajul, garajul. Să rămâne, doamnă. Domnul profesor, am să revin. Nu e acasă. Mașina între 10 și 11 trebuie să fie în fața restaurantului meu. Iar va fi acolo, aveți grijă să nu vă recunoască. Lăsați cheile în contact. Bine, bine. Dar ăsta ce mă ieși? Ai, am pus telefon. Bun, bun. Avem un motor nervos sistem cristaloveanu. Avem un telefon, ca să pot vorbi, că am ceva urgent. Ca să nu se poate. Ce ne-ar mai trebui? Ne-ar mai trebui un televizor. Vezi ce faci, că ți-a mărit lefa. Mă, tu ai dat-mi doar o beție, că aici miroase țuică. Iertați-o, valș capitan. Aseară am fost de serviciu la garaj și am adus la cușcă doi bețivi care s-au bătut. Unul avea o sticlă de țuică la el, corpul de lic cu care fusese lovit în cap și... probabil să fi împrășteat pe aici un pic de țuică, că al minter nu văd ce. Ce faci, Cristolovene? Nu vezi că ai intrat în cerc? Bună ziua. Bine. Vă rog să prindeți data la control. Dă-i acte, ce te uiți așa la mine? Ce băură dumneavoastră astăzi? Apă. Și două pepsi. Și mai ce? Tovarășul se blocă din, nu-mi pare rău. Spune omului, ce-ai mai băut? Pe ce-am mai băut? Eu ți-am spus să nu mai bei, să știi, nu mă... Ia suflat dumneavoastră aici. Tovarășul milițian. Tovarășul milițian. Aveți grijă că vă păcălește, asta trage, nu suflă. Ia, poftiți, suflat. Suflă, tovarășul, suflă. Mai tare, mai tare. O să vedem că ați băut. De-aia intră atât în cerc. Da, 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 băia bună, cam bea, să știți, cam bea. Ce poate? Poftiți. Nu se înverzi. Nu prea. Miroase țuică. Da, da, miroase. Mulțumesc, sunteți liberi. Pe viitor să nu mai intrați în cerc. Ce cu asta înseamnă că a fost defect? Uite,